spus, o să merg la cele 114 localități, va fi o muncă consumatoare de timp, trebuie să anticipăm lucrurile. Va veni perioada de concilii, de vară și atunci, dacă nu ne mișcăm de pe acolo, trebuie să fiu, știu eu, într-o postură abruptă. Deci nu doresc să dau mesajul ăsta. Doresc să spun clar că atunci când nu sunt la Parlament, voi fi în Suceava pentru a face deja chestiuni de pregătire pentru preluarea mandatului, care mandatul va fi preluat probabil că joi, în prezența premierului și printre priorități vreau să vă spun, așa am spus, normalitatea. Aducem normalitatea la Suceava, am făcut schimbarea, trebuie să aducem normalitate. În al doilea rând, am povestit această intenție a mea de a participa la constituirea celor 114 consilii locale, sigur și Consiliul Județean. În al treilea rând, îmi doresc chiar de luni să am discuții cu instituțiile subordonate din cadrul Consiliului Județean Suceava, pentru a vedea care sunt dificultățile, care sunt prioritățile, care sunt nevoile și acolo. În al patrulea rând, am făcut deja demersuri în sensul de a cunoaște mai bine de concentratele, cele care se află în subordinea Guvernului. Și vreau să vă spun că astăzi vin de la acea ședință a Comitetului de Situații de Urgență, la Prefectură, unde am stat în public, nu în prezidiu, nu la masa deciziilor. Dar avem o situație dramatică la Suceava și vreau să spun foarte apăsat și cer celor care se ocupă de acest sistem sanitar, sănătate publică, să intervină foarte repede. Aștept un punct de vedere oficial prin instituția Prefectului pentru a mă adresa după aia către Guvern, către Ministerul Sănătății. Pentru că la acest moment sunt circa 40 de cazuri de meningită și din păcate arealul s-a dezvoltat foarte agresiv. Trecând de la acele cazuri care s-au întâmplat în urmă cu 3-4 săptămâni, la grădința 1-2-3, la școala 11, de știu, la 3-4, în Suceava, din nefericire, acest areal s-a depășit ca teritoriu, am ajuns cu cazuri cu incidență de meningită. Astăzi sper să aflăm și ce formă de meningită avem în discuție. Nu știm, sunt trimise probe la Cantacuzino. Sper să fie o formă ușoară, din ceea ce am semnat, se pare că va fi un enterovirus. Dar tragedia este că s-a deplasat această pată de ulei spre localități la distanță. E vorba de Frasin în satul Dorotei, e vorba de Mălinea în școala din Păraie, e vorba de Berchișești și cred că soluția corectă ar fi ca aceste școli să fie închise. Chiar dacă anul școlar mai are un parcurs de circa o săptămână, pentru a putea stopa acest fenomen de propagare a meningitei. În al doilea rând, o să-i cer și inspectorul școlar, pentru că este numit de PSD și îmi permit lucrul ăsta, să facă o campanie rapidă de informare în școli. Dacă nu sunt bani în buget pentru flyere, pentru afișe, o să ne preocupăm noi să producem un set de printuri de mici dimensiuni, care să spunem pe clar, pe scurt, care sunt acele criterii minimale care duc la prevenția acestei boli extrem de complicate. Vreau să spun că meningita, în afară de forma ei acută, care sigur creează disconfort, poate conduce la sechele, la, știu, reacții secundare, la dificultăți pe termen mediu. Un copil aflat în situația dată va trebui supravegheat foarte atent circa 6 luni de către un medic neurolog. În al cincilea rând, ca priorități, am decis deja să căutăm o soluție de a face un audit la nivel de Consiliu de Țean și la deconcentrate, la instituțiile subordonare. Un audit care să fie pe trei zone, un audit care să însemne partea juridică, partea tehnică, partea financiară, pentru că nu avem timp să așteptăm să vină Curtea de Conturi, e și cumva aiurea acest lucru, însă e foarte firesc, foarte normal, vorbim de normalitate, să știm ce preluăm la Suceava, care e activul, care e pasivul. Și îmi doresc ca acest audit să înceapă munca chiar din prima zi după instalare. Un alt lucru foarte important pe care vreau să spun, și tot cu oarecare dacă am câștigat sau nu alegerile. Nu cred că asta contează, pentru că știți cum e. Atunci când faci o analiză, depinde cum privești lucrurile. Dacă câștigi cheia, ai impresia că ai câștigat nu știu ce. Vreau să spun categoric că la momentul de depunere a candidaturilor, știm foarte bine că PDL-ul a smuls un număr de 12 primari din PSD și din PNL. Deci, practic, ei au intrat în competiție electorală cu circa 60 și ceva de primari în funcție. Evident, pe acea schimbare legislativă cu primarul ales din primul tur, primarul în funcție avea șansa numărul 1. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut la Suceava. Am câștigat municipii, am câștigat zone rurale pe care unii credeau că nu putem să le câștigăm. Și sunt convins că în scurtă perioadă vom avea capacitate să
instalăm acele consilii locale, să alegem structurile de conducere, primarii sunt aleși, consilii locale sunt în parcurs de a fi constituite, să alegem și viceprimarii așa încât aparatul administrativ, nu politic, administrativ al comunității locale să fie cât mai repede definitivat. Mi-am propus să merg la toate localitățile, la cele 114. Nu va fi ușor, însă cred că sunt dator să merg să fac acest lucru, pentru că am fost în campanie foarte alături de oameni și vreau să fac nu neapărat ca și mulțumire, și ca mulțumire, dar dacă vreți mai mult ca respect față de cei care trăiesc în comunități locale. Fac un apel în continuare celor din Consiliul Județean, pentru că am niște semnale mai puțin plăcute.